Eu am plecat de la minister pe undeva, pe 26-27 ianuarie 2012. Lucrurile se degradaseră în Rusia foarte tare după alegerile contestate, alegerile parlamentare contestate din noiembrie în decembrie. Am început mișcările de iar în februarie, deci la o lună după ce am plecat de la minister, au avut loc acel reîntoarcerea lui Putin, alegerile prezidențiale din Rusia, cu marea mișcare de protest din Balotnea, piața Balotnea, după malul râului Moscova, din centrul orașului, cu marile manifestații, un milion, două milioane de oameni, când Putin, prin intervenția brutală împotriva demonstrațiilor, a semnalizat o degradare a regimului politic. Nu Mai aveai pur și simplu autoritarism, autoritarismul avansa spre totalitarism, dar eu deja nu mai eram la minister, nu mai participam la niciun fel de discuții, dar urmăream cu, cu emoții evident ce se întâmplă acolo, pentru că și eu, într-un fel, partenerii occidentale, americani, britanici, erau într-un mod de reset. Cu Rusia, cu Rusia lui Medvedev, atunci nu, președinte. Toți am, 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 bun, toți. Bun, Washington, Londra, Paris, Sub Berlin, uh, Merkel și au închipuit că e momentul unui set cu Rusia. Uite o să înceapă mici reforme democratice cu Medvedev și toată lumea a încurajat deschiderea relației pe Rusia.